La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând zona Carpaților meridionali și a munților Banatului, precum și parțial regiunile sudice, unde vor fi norări temporare, dar numai pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în delta Dunării. Temperaturile minime se vor situa între 5-6 grade în estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de ceață, și 18 grade pe litoral. În capitale cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14-16 grade Celsius. Mâine vremea va fi normală termic și în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar pe arii restrânse, mai ales după amiaza, în zonele montane vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în delta Dunării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 29 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. În capitală vremea va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător, mai ales la începutul zilei. Vor mai fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius. La munte cerul va fi variabil și doar pe arii restrânse, mai ales după amiaza, vor fi ploi de scurtă durată, cu precădere în Carpații Occidental și în Carpații Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat. Regimul termic va marca o creștere ușoară față de intervalul precedent. La mare vremea va fi normală termic și în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 25 de grade Celsius, iar cele minime între 16 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade Celsius.